Bună tuturor, Cătălina sunt, sunt trainer și consilier pe relații de cuplu, iar astăzi vom discuta despre um, cât timp este necesar pentru a trage de o relație până să îți dai seama că este momentul să te oprești. Înainte de a începe, dacă consider că acest conținut este necesar să ajungă și la alte persoane, nu uita să-i dai un share, iar pentru ședințe de consiliere vă las link cu adresa de e-mail în descriere. Așadar, cât tragem de o relație până ne dăm seama că este momentul să ne oprim? De multe ori, în momentul în care ajungem un punctul de a ne despărți, pune dacă ne despărțim prea repede, trăim cu regretul că nu am încercat suficient, alte ori ne lungim prea mult și zicem că ne-am pus la picioarele celuilalt, dar nu a fost suficient și că orice am fi făcut ar fi fost în zadar și că relația oricum era sortită eșecului și poate că dacă am fi ieșit mai repede din relație și am fi încheiat mai repede, am fi avut șansa să ne vindecăm mai ușor. Drept urmare, în momentul în care ne despărțim, este destul de complicat să analizăm așa cât trebuie să tragem de relația de cuplu. De aceea, astăzi vin cu câteva uh, idei, sper eu să o fie și de, de folos. În primul rând, de ce trebuie să ții cont în momentul în care te desparți? De cine a fost vinovat în momentul în care s-a produs ruptura. Știu că se spune nu trebuie să cauți vinovații în momentul în care te desparți și că amândoi sunt cumva în egală măsură vinovați, dar trebuie să ții cont de uh, cine a făcut ca ruptura să se producă. Cine a mințit, cine a înșelat, cine a pus punct relației, cine este cumva mai responsabil, să zic dacă se poate, de faptul că voi v-ați despărțit. Dacă tu ești persoana din pricina căruia s-a produs ruptura în cuplu, e cumva normal să încerci mai mult să repari ceea ce s-a stricat. Ce înseamnă asta? Dacă tu ai trădat, ai mințit, ai dezamăgit, orice ai făcut pentru a ajunge în acest punct, e normal să încerci mai mult. Și sunt foarte multe persoane care, în momentul în care s-au despărțit, au spus că și-ar fi dorit ca partenerul sau partenera să încerce să le demonstreze mai mult că își doresc din nou să fie în această relație. Adică, mesajul care iese de aici, reiese de aici, este că dacă tu ești cel care a greșit în relația de cuplu și s-a produs ruptura, poate partenerul sau partenera de cuplu și-ar dori. Să faci mai mult să îi demonstrezi că îți dorești să uh, îi recâștigi încrederea, să îi recâștigi respectul sau că îți dorești să fii în continuare parte din această relație. Dacă tu ești cel care a înșelat, care a mințit, care a trădat, în orice formă ar fi asta, încearcă mai mult să îi demonstrezi celuilalt că îți dorești să faci parte din această relație. Dar nu arunca cu pe goale în vânt, pentru că degeaba dai din gură 20 de minute și faci promisiuni știu eu speranțe și așa mai departe dacă toate aceste lucruri nu vin și cu fapte la pachet Adică dacă tu îi promiți că te-ai schimbat, nu te aștepta ca peste noapte să aibă din nou încredere în tine, dar nici nu-ți pierde speranța dacă, nu știu, într-o lună, două, persoana nu era ca atunci când ai cunoscut-o. E normal să se întâmple asta pentru că acum cumva încrederea în tine este trădată și are nevoie ca aceasta să se recapete. Pentru unele persoane durează și un an, 2 trei până ajung să aibă din nou încredere completă sau încredere în partenerul de cuplu. Așadar, nu te da înapoi doar pentru că persoana cu care ești în relație este acum rănită, pentru că nu mai poate avea încredere în tine. Înțelege că este nevoie de timp, că este nevoie de efort constant din partea ta și nu îți pierde speranță, pentru că dacă te-ai iubit odată, te poate iubi și a doua oară atât timp cât vede că într-adevăr te ții de cuvânt, într-adevăr ai înțeles ce ai făcut greșit și ești dispus să nu mai ajungi în același punct. Așadar, din nou vă spun, dacă tu ești cel care a greșit și a ajuns în punctul în care relația să fie încheiată din vina lui, ai de muncă mai mult în momentul în care îți dorești să faci ca relația aceasta să funcționeze. Pe de altă parte, dacă relația s-a produs din vina celuilalt și tu ești acum în situația asta să vă despărțiți, să nu vă despărțiți, să-i mai dai o șansă, Cred că ar trebui să te gândești în primul rând dacă îți dorești cu adevărat să mai fii cu persoana respectivă. Trebuie să ții cont de felul în care te simți. Dacă mai poți avea încredere în ea, dacă merită să merită, merită să vă mai dați o șansă, dacă a avut mai multe ieșiri de acest gen, dacă ți-a greșit de mai multe ori din acest punct de vedere. Nu cred că ar trebui să te arunci cu capul înainte și să zici gata de azi încolo ne despărțim, suntem ca la început și așa mai departe. Cred că cumva Împăcare sau încrederea pe care eu acorzi din nou ar trebui să vină uh, din prisma ceea ce face el sau ea pentru a demonstra că nu o să se mai ajungă în acest punct și să -ți ții cont și de background-ul cu care vine, pentru că dacă te mai mințit de 50 de ori și vine din nou și îți zice promit că nu o să se mai repete niciodată, uh, nu știu dacă ar trebui să mai crezi persoana respectivă încă o dată, ci ar trebui să te gândești mai mult la tine și la felul în care uh, ajungi să, să te simți și de situațiile în care ajungi să te pui. Așa, pe lângă asta, dacă despărțirea s-a produs de comun acord, să zicem, sau știu eu, cumva v-ați gândit că, da, nu ne mai dorim niciunul să fim împreună, dar tu ți-ai seama că de fapt încă îți dorești să fii cu persoana respectivă. Cred că ar trebui întâi să porți din nou o discuție sinceră cu ea, să vedeți dacă mai aveți lucruri care vă leagă, dacă mai sunt amintiri, dacă mai sunt motive pentru care să fiți împreună, dacă puteți schimba lucrurile astfel încât să nu mai ajungeți în aceeași situație pentru că dacă vă împăcați din nou și ajungeți în două luni exact de unde ați pornit, nu cred că ați rezolva mare lucru pentru că nu ați înțeles motivele care au dus la despărțire. Așadar, nu vă aruncați imediat cu capul înainte și gata, hotărâți, gata, de astăzi încolo suntem din nou împreună, ci pur și simplu analizați dacă există cu adevărat motive solide care să ducă relația asta mai departe sau dacă, știu eu, este doar o obișnuință și vă este greu să vă despărțiți pentru că, vezi, doamne, sunteți de 6, 7, 8, 10, 15 ani împreună și um, v-ați obișnuit unul cu celălalt și na, nu vă mai iubiți, nu mai există atracție, dar cumva hai să fim împreună că oricum cine și dacă mai găsim ceva mai bun. Drept urmare, în momentul în care te desparți și vrei să mai dai o șansă relației, vrei să -ți mai dai o șansă ție, să mai dai o șansă partenerului de cuplu, cred că timpul pe care trebuie să îl petreci investind în această reîmpăcare, în reîmpăcare ține foarte mult și de ce îți oferă partenerul de cuplu. Pentru că v-am zis, dacă despărțirea s-a produs din cauza ta, poate ar trebui să muncești ceva la a-i recâștiga partenerului sau partenerii încrederea pentru a-și forma din nou o opinie bună în ceea ce te privește, pentru a avea din nou încredere în tine și în relația de cuplu în care se află. Pe de altă parte, dacă te-a părăsit și nu poți trece peste o despărțire, poate ar trebui să te gândești de două, de trei ori la motivele pentru care îți dorești să tragi de această relație sau dacă există motive clare pentru care să mai tragi de această relație, pentru că dacă tu doar tragi, e clar că celălalt nu și mai dorește. Și dacă cineva nu își mai dorește să fie cu tine, nu știu de cât ar trebui tu să încerci să-i schimbi părerea în ceea ce te privește, mai ales dacă tu ai dat tot ce era mai bun și ai încercat pe cât posibil să îi demonstrezi că îți dorești să fii în această relație. Dacă este doar un capriciu, persoana cu care ești în relație, partenerul sau partenera de cuplu, poate ar trebui să te gândești dacă se merită cu adevărat să investești atât de mult timp, efort, sentimente, emoții într-o relație în care celălalt sau cealaltă nu este dispusă să ofere la fel sau să ofere reciproc. Așadar, în orice situație te afla în momentul în care te desparți, gândește-te, analizează situația în care te afli, analizează contextele, analizează dacă tu ai făcut ceva greșit, dacă despărțirea s-a produs din cauza ta sau din cauza ei sau a lui. Dacă se merită cu adevărat să mai fie în această relație sau dacă pur și simplu este o durere pe care o resimți pe moment, pentru că oricine trece printr-o despărțire normal să se simtă așa și care momentan nu-ți dă pace să ieși din această relație. Nu știu dacă trebuie să tragi cu dinții de o relație sau de o persoană care nu te mai dorește, pentru că în primul rând nu te respecti pe tine și nu respecti nici ceea ce ți-a dat Dumnezeu când ai venit pe planeta aceasta. Dreptul de a fi iubit. Asta a fost pentru astăzi, sper să-ți fie de folos, sper să ajungă la tine mesajul pe care l-am transmis. Cătălina a fost pe data viitoare!